Partidul Social Democrat, prin vocea președintelui, domnul Marcel Ciolacu, anunța aseară că ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură în această sesiune parlamentară. Pe ce voturi se bazează Partidul Social Democrat, având în vedere că, așa cum vorbeam și mai devreme, nu există o majoritate atât la Cameră cât și la Senat? Păi haideți să vedem ultimele declarații de azi, în care miniștrii USR nu sunt de acord cu bugetul guvernului din care fac parte. Deci deja lucrurile sunt mai triste decât ar putea să transpară în public, iar o moțiune de cenzură ar putea să aibă foarte mari șanse să fie votată și de persoane, de parlamentari din arcul guvernamental, pentru a opri acest măcel. Adică de la USR și PNL să-și voteze căderea propriului ori guvern? Ori USR-ul, ori PNL-ul, ei nu se înțeleg. Au viziuni total diferite, dacă se poate numi viziune ce fac ei acolo, au abordări total diferite, este o lipsă de flexibilitate în negocieri pe care am constatat-o și eu între dumnealor. Lucrurile nu mai pot merge. Nu cred că mai pot merge. Noi suntem obligați să depunem această moțiune de cenzură pentru a sancționa ceea ce se întâmplă. Sperăm să strângem și voturile necesare. Am văzut că AUR, de exemplu, ar susține o astfel de variantă. Chiar spuneau săptămânile trecute că se gândesc la o moțiune de cenzură. E natural să se gândească și dumnealor. Acum, sigur, odată trecută o moțiune de cenzură poate duce la niște dinamici pe care acum nu putem decât să le intuim. Adică se pot face alianțe la care să nu te gândești. De exemplu, PSD-AUR. Asta mă gândeam eu acum. PSD-AUR, PSD. Am putea vedea un guvern PSD-AUR? Să nu vedem. Și UDMR, de ce nu? PNL-AUR, UDMR, nu știu. Se poate întâmpla orice. Aici eu am spus, eu nu sunt unul dintre decidenții partidului, dar tot timpul am spus că este o greșeală fantastică a președintelui Iohannis, care văd că tace de nu se mai oprește. Până acum era peste tot și acum, de când se ceartă acești oameni non-stop, nu iese să zică nimic. Putem vedea tot felul de alianțe, cum putem vedea și mersul către anticipat. Orice este posibil. Astăzi am văzut că PSD a depus și o moțiune simplă împotriva actualului ministru al sănătății, domnul Vlad Voiculescu. Uh-huh. Când va fi aceasta votată? S-a stabilit când va fi citită, votată? Trebuie citită. Sunt niște zile care trebuie respectate. Săptămâna viitoare probabil că o să o depunem și la Senat. Mă gândesc că suntem îndreptățiți cu totul să depunem o moțiune și împotriva ministrului fondurilor europene. Sunt semnale pe care le transmitem și publicului, dar și lor. Poate că fiind luați cu munca, nu-și dau seama unde greșesc. Le mai spunem noi din când în când, cum i-am spus și lui Câțu la câteva moțiuni care au trecut și Partidul Național Liberal și nici Câțu n-au înțeles nimic din ce le-am spus. Din nou, pe ce voturi se bazează PSD și în acest caz? Păi unde din nou nu aveți majoritate? Pe voturile tuturor celor care înțeleg că dacă cineva greșește, trebuie penalizat. Politic, de data asta. PSD-ul votează, sigur, cu toți parlamentarii. Probabil că AUR va vota, fără ca noi să avem neapărat... A și anunțat public AUR că va vota. Cu AUR, dar lucrurile sunt destul de naturale. Și aș crede, dacă nu ar fi la început de tot această guvernare, aș crede că și PNL-ul ar vota împotriva domnului Ghinea. Dar s-ar putea totuși să avem surprize, să vedem parlamentari PNL, pentru că mă uitam și am văzut reacții în ultima perioadă chiar din PNL, destul de critice la adresa actualului ministru. Cred că sunt încă în perioada în care sunt foarte disciplinați. Am văzut că sunt foarte disciplinați la vot, chiar și pe legea asta cu copiii și cu educația sexuală, deși natural și, cum să spun eu, dacă îți lași conștiința să dicteze, trebuia să mergi pe ceea ce e corect. Totuși, pentru că USR-ul a impus un anume tip de comportament, PNL-ul s-a aliniat. Cred că încă o perioadă, nu foarte lungă, vor fi foarte disciplinați la vot. Cât credeți că va rezista această coaliție? Cât îi dați? Ea, ca și guvernare, va rezista probabil până în vară, dar vom vedea din ce în ce mai des certuri și neînțelegeri între dumnealor, iar cei care vor suferi vor fi ca întotdeauna românii.